Mascații au descins în această dimineață la firme de pompe funebre din Gorj, ai căror administratori sunt acuzați de evaziune fiscală. Anchetatorii spun că s-a calculat un prejudiciu de 400.000 de lei. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au efectuat 15 percheziții domiciliare la sediile sociale, punctele de lucru și domiciliile a unor administratori a 3 societăți comerciale în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetări, polițiștii au stabilit că reprezentanții celor 3 societăți comerciale din județul Gorj, care au ca obiect de activitate servicii de pompe funebre, nu ar fi înregistrat în evidențele contabile toate veniturile realizate din această activitate. Prejudiciul cauzat în urma săvârșirii infracțiunii este de aproximativ 400.000 de lei. La acțiune au participat luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Poliției Municipiului Târgu Jiu și Poliției Orașului Târgu Cărbunești.